După ce seceta persistentă a dat dureri de cap agricultorilor din județul Mehedinți, ploile abundente din ultimele zile au venit ca o mană cerească pentru înființarea culturilor de toamnă. Ploile au cuprins județul Mehedinți și au refăcut rezerva de apă din sol necesară pentru lucrările agricole de toamnă. Atât persoanele care trăiesc din această activitate, cât și oamenii simpli de la sat, care cultivă pentru propria hrană, sunt încântați de precipitațiile din această săptămână. Spuneți-ne cât de bună este ploaia din această perioadă. E foarte bună, domnișoară, că era pământul uscat. Nu se putea ara să se pună grâu în pământ. Altfel murim de foame. Altceva. Să vă ocupați cu agricultura. Da, cum se vede. La anii mei bătrână nu stau deloc. Foarte bune sunt, foarte bune pentru să pui oamenii pe muncă, după urma agriculturii trăim. Deficitul de apă din sol a fost compensat prin cantitățile de precipitații care au căzut moderat timp de câteva zile consecutiv. Ploile astea sunt bune. Sunt bune pentru agricultură, pentru grâu care se pune, pentru că iarba se mai crească. Mai mănâncă animalele pe jos. Foarte bune. Foarte bune, fiindcă a fost foarte mare secetă, grâul nu s-a pus, iarba s-a uscat. Sunt foarte bune. Producătorii agricoli pot pregăti în momentul de față terenul pentru arat și semănat, iar recoltele par a fi unele bogate.